ta mă însoțească. Doamne, ascultă ruga mea. Thank you.
oiță bâr, 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 oiță bâr, că te ia lupul la goară, unde ajunge te omoară. Thank you.
maestrul Petre Neamț, artist al poporului, Orchestra Folclor. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, stimați profesori, dragi elevi, onorați invitați. Salutăm prezența dumneavoastră în incinta Filarmonicii Naționale în contextul unui eveniment de o extraordinară conotație sufletească, care acum 12 ani s-a materializat și a prins ființă într-un extraordinar spectacol al cântecului folcloric, susținut de către profesorii și elevii Liceului Teoretic Spiru Haret și intitulat Așa cântă neamul meu. Bine ați venit! Ați urmărit adineauri un program folcloric care este de fapt un început specific concertelor bienale ale haretiștilor. În aplauzele dumneavoastră am să vă rog foarte mult să-i salutăm pe cei care reprezintă Liceul Teoretic Spiru Haret. Majoritatea sunt aici prezenți în sală. Salutăm încă o dată oaspeții din România care au venit ca să vă susțină în cadrul acestui extraordinar spectacol folcloric. Bună ziua și bine ați venit la Chișinău! Și evident că o să le mulțumim chiar de la începutul acestui spectacol folcloric celor care au stat la baza organizării unui asemenea eveniment artistic foarte important. E vorba despre doamna Valentina Osoianu, inițiatoarea, o artistă extraordinară a acestui eveniment, dar și un profesor care știe să altoiască spiritul cântecului folcloric celor care doresc să-l transmită de pe scenă pentru dumneavoastră. De asemenea, i-ați putut admira pe cei care reprezintă extraordinar instrumentiști. E vorba despre Dorin Belous la copză, vă rog să-i aplaudați. Extraordinarii frații Donos, Alexandru și Gheorghe, le mulțumim foarte mult pentru prezență. Și nu uităm să mulțumim Orchestrei Folclor, care în continuare îi va acompania pe elevii Liceului Spiru Haret și domnului Petre Neamțu, dirijorul acestei orchestre, altist al poporului. Mulțumim foarte mult, maestre! Sunt pentru dumneavoastră aceste aplauze. La Menici este inscripționat numele unei tinere artiste care va veni pe această scenă și care va asigura continuitatea acestui spectacol folcloric. Nu o să vă rog să ghiciți despre cine e vorba, pentru că o să vă dați seama imediat, dat fiind faptul că e vorba despre Liceul Teoretic Spiru Haret. Atunci, pe scenă, pentru dumneavoastră, evoluează elevii Liceului Teoretic Spiru Haret și Milena Opadă. Vă rog să-i aplaudați! Thank you.
fetiță cu ochi pâlnaci, îmi ești drag și mult îmi placi, măi. Fetiță cu ochi pâlnaci, îmi ești drag și mult îmi placi, măi. Ochii tăi de piatră scumpă strălucesc ca roua în lungă. Da, 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 puiule, da. Liceul teoretic Spiru Haret, o generație frumoasă de tineri, de tinere mai exact, care v-au adus cu mare drag aceste emoții ale cântecului folcloric. Doamnelor și domnilor, acolo unde noi ne aflăm, până în momentul în care trebuie să ieșim în fața dumneavoastră, emoțiile sunt foarte mari, nu numai din perspectiva revederii la cea de-a 12-a ediție a acestui spectacol folcloric, dar și dintr-un motiv foarte frumos, dintr-un motiv primăveratic chiar, pentru că este vorba despre un debut care reprezintă instituția dumneavoastră de
învățământ. Adică chiar în aceste momente, aici va avea loc o adevărată premieră. Sunt de fapt elevele care vor continua generația pe care ați văzut-o adineaori în scenă. Este vorba despre elevele claselor a 6-a, care de data aceasta vor fi împreună cu solista Alina Andreea Andriuță. E, și ca să nu pășească chiar așa timid pe scenă, să fie convingători și să demonstreze cât sunt de buni, vă rog să-i aplaudați pentru prima dată în cadrul acestui spectacol folcloric. Cei mai mici, dar nu cei de la urmă. Aplauze, aplauze, sunt pentru voi și vă susținem cu mare drag, adevărați purtători ai cântecului folcloric, Liceul Teoretic Spiru Care. Deci eu practic nu am dat greș absolut cu nimic când am zis că sunt foarte buni și chiar sunt foarte talentați, vă rog să-i aplaudați. V-au demonstrat acest lucru. Probabil au învățat multe lucruri și de la cei mai mari, care vor urma imediat în scenă. Este vorba de câteva soliste talentate pe care le veți asculta, și anume Valeria Breazu, Cătălina Botnaru, Cristina Golubenco și un trio frumos, Elina Rotaru, Alina Cebotarenco și Raluca Rotari.
mea. Șa-ra-ra, șa-ra-ra. Are mama oileană, ilenuța mea. În lume când a plecat, ileană, ileană, s-a dus și s-a măritat, ilenuța mea. În lume când a plecat, ileană, ileană, s-a dus și s-a măritat, ilenuța mea. Șa-ra-ra, șa-ra-ra, s-a dus și s-a măritat, ilenuța mea. Draga mamei fată, Ileana, Ileana, ca să te mai văd odată, Ilenuța mea. Șa-ra-ra, șa-ra-ra, vino draga mamei fată, Ilenuța mea. Viața-i scurtă, trecătoare, Ileana, Ileana, te aștept cu dor și jale, Ilenuța mea. Viața-i scurtă, trecătoare, Ileana, Ileana, te aștept cu dor și jale, Ilenuța mea. Șa-ra-ra, șa-ra-ra, te aștept cu dor și jale, Ilenuța mea. Acasă când vei veni, Ileana, Ileana, mă tem că nu oi mai fi, Ilenuța mea. Acasă când vei veni, Ileana, Ileana, mă tem că nu oi mai fi, Ilenuța mea. Și să mă vadă lumea, randir.
dirli 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 dai da. De bine poți juca, ram dirli 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 dai da. O mă dudam paș măruț, ram dirli 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 dai da. Cu mamă și noi nou, ram dirli 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 dai da. O mă dudam paș măruț, ram dirli 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 dai da. Cu mamă și noi nou, ram dirli 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 dai da. Tu cam o asculta, tram dirli 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 dai da. Capul cei noi ne-o lua, tram dirli 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 dai da. Iar la mama m-a lăsat, tram dirli 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 dai da. Să mă duc la corăsat, tram dirli 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 dai da. Iar la mama m-a lăsat, tram dirli 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 dai da. Să mă duc la corăsat, tram dirli 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 dai da. Iar dirli, iar dirli, iar dirli dirli. Mă, dorul mă apasă mereu, mă.
ciobănaș cu gluga întoars, durdui, durdui, dui, dui, lasă-ți foile picoase, durdui, durdui, dui. Acolo iar vadi oi, durdui, durdui, dui, dui, aici dragul stă din nou, durdui, durdui, dui. Acolo iar vadi oi, durdui, durdui, dui, dui, aici dragul stă din nou, durdui, durdui, dui. La ciobănaș cu oi, durdui, 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 dui, cu oile, oile cu fete, ritmurile cântecului folcloric, cu acest mesaj frumos, extraordinar, din partea elevilor liceului teoretic Spiru Haret. Mulțumim mult, fetelor, și mult succes vă dorim! Le mulțumim pentru această frumoasă interpretare, spectacolul nostru continuă și acum invităm elevele claselor a 7-a, a 9-a, alături de solista Mihaela Subotin. Lai 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 lai
moment de reprezentație artistică, o nouă ediție, aceeași instituție, care promovează cântecul folcloric, Liceul Teoretic Spiru Haret. Iar aceste fetițe extraordinare vă reprezintă și vă rog să le aplaudați, că n-au coborât încă de pe scenă. Mulțumim tare mult! Iurie, mă uitam la cât de frumos cântă aceste fete și m-am gândit ce-ar fi să încerc și eu microfonul ăsta din mijlocul scenei ca să schimb această arie, să văd cum o să fie energie de data aceasta. Asta e un moment de revelații poetică a Nataliei. Eu să înțeleg că tu ai trecut tot în spiritul cântecului folcloric prin Liceul Teoretic Spiru Haret, adică este discipula dumneavoastră, da? Am înțeles. De aceea eveniment pentru tine, apropo. Deci vezi, e foarte interesant, când ai început să cânți, dar deja ai aplauze. Mă gândesc ce o să fii după ce ai să cânți, dar asta o să vedem în continuare. Apropo despre experiența ta în calitate de elevă a acestei instituții, să înțeleg că ție ți-a fost foarte bine. Atunci când nu reușeai să te pregătești la materiile de studii, tu cântai și respectiv profesorii îți iertau asta, e corect? Da sau nu? Dacă e da, vă rog să aplaudați. Mulțumesc tare mult! Bine, Natalia, în continuare, nu știu dacă e bine să fragmentez prezentatorii, o să ne despărțim doar pentru câteva clipe. Eu merg acolo, tu rămâi aici, împreună cu maestrul Petre Neamțu și orchestra Folclor, Natalia Țurcan. Se leagă-n pământul. Bate vântul, bate vântul, de se leagă-n pământul. Și așa bate, și-a burește, inimioara-mi răcorește. Și așa bate, și-a burește, inimioara-mi răcorește. De n-ar bate vara vânt, m-aș aprinde pe pământ. De n-ar bate vara vânt, m-aș aprinde pe pământ, mă. De n-ar bate, ce-ar mai fi, mă? Aș aprinde și-aș muri, mă. De n-ar bate, ce-ar mai fi, mă? M-aș aprinde și-aș muri, mă. Noroc, noroc, dar am dat cu mâna-n foc, mă. Tot am zis noroc, noroc, dar am dat cu mâna-n foc, mă. Dacă am dat, de ce n-am ars, mă? Și-am rămas cu acest necaz, mă. Dacă am dat, de și-am rămas cu acest necaz, mă. Tot am zis că noi cânta, nu mă lasă inima, mă. Tot am zis că noi cânta, nu mă lasă inima, mă. Praf de inimă și taci, mă, că pe toate mi rapte inima și taci, mă, pe toate mi le faci, mă. Mulțumim foarte mult, Natalia Țurcan, absolventa Liceului Teoretic Spiru Haret. Astăzi
în rol de prezentatoare, dar și interpretă. Ai și flori, simbol de primăvară, felicitări. Dacă tot vorbim despre cântecul folcloric și despre cei care știu să-l transmită cu mare drag, astăzi aici, atunci Elena Vatamanu și Milena Obadă au pregătit ceva pentru dumneavoastră. Vă rog să le întâmpinați.
foarte ritmat acest cântec, mulțumim tare mult. Eu să înțeleg că în momentele care urmează, rândurile celor care vor cânta cresc și ăsta este un lucru foarte bun. Vă rog să-i susțineți cu aplauze, adică sunt doritori de a cânta și respectiv de a vă încânta. Iar aplauzele care tocmai am răsunat și care vor urma, desigur, vor fi pentru următoarele melodii, Frunzuliță, Lămâiță și Bătuta, pe care sperăm că le veți asculta cu drag. Cum să nu trăiești din plin aceste momente când această bătută frumoasă a răsunat din partea elevilor liceului Spiru Haret. Mulțumim foarte mult, care este și gazda acestui spectacol folcloric.
Liceul Spiru Haret și haretiștii, de fapt, sunt susținuți deja în al treilea an de oaspeți pe care îi așteptăm cu mare drag, dar acești oaspeți sunt neapărat invitați de directorul liceului, domnul Victor Ambroci, care este și un suport considerabil al acestui spectacol. Un susținător adevărat al acestui spectacol folcloric, Festival al Cântecului Folcloric. Salutăm în sală prezența domnului director, domnul Victor Ambroci. Să vă fie de bine cu acest eveniment important. Și instituția dumneavoastră, pe lângă succesele demonstrate la disciplinele de studiu, uite că se face cunoscută la noi în țară, dar și dincolo de hotarele ei, prin asemenea momente și asemenea revelații artistice. Mulțumim foarte mult! Inspirație vă dorim, domnule director, și forță! Nu uităm că în sală sunt și părinții elevilor liceului Spiru Haret, ceea ce înseamnă că și ei contribuie foarte mult la realizarea acestui spectacol. De aceea mulțumim Asociației Obștești a Liceului Teoretic Spiru Haret. Vă rugăm aplauze! Dragi părinți, să vă trăiască copiii dumneavoastră și să aveți parte de multe clipe de bucurie și fericire, așa cum se întâmplă astăzi pe această scenă. Să vă trăiască copiii și să fiți fericiți. Mulțumim! Și pentru că v-am promis în continuare oaspeți frumoși de peste Prut, invităm următorul grup vocal care va evolua aici în scenă. Este vorba despre grupul folcloric Muguraș de pe Târnave, care vine din municipiul Blaj, județul Alba, iar conducător artistic este Dolcoș Cristina. Vă rugăm să-i întâmpinați cu aplauze. Vă așteptăm și vă invităm cu mare drag.
Mă dor picioarele, de
stai cu flori, unde sunt ai tăi fecior. Bucovina, acasă la Bilcuța, cei care au concertat data trecută, și i-am îndrăgit. I-am invitat și sper că i-ați îndrăgit și dumneavoastră. Sunt frumoși
Eu nu am cuvinte. Să știți că cu asemenea copii, straja nu mai moare niciodată.
Municipiul Lași, județul Alba, nu plecați, vă rog să luați aplauze, vă rog să înaintați un pic ca să trăim acest moment frumos. Din România, Mugurași de pe Târnave ne-au adus această primăvară frumoasă a cântecului folcloric. Vă mulțumim din suflet! Toate aplauzele sunt pentru dumneavoastră. Conducătorul artistic Dolcoș Cristina. Cu mare drag aici la Chișinău, în spirit românesc, cu aceeași identitate, astăzi subsemnată de cei îndrăgostiți de cântecul folcloric românesc. Mulțumim foarte mult! Ne-am bucurat de acest frumos tricolor venit tocmai de la Alba și vom invita în continuare următorii oaspeți care abia așteaptă să intre în scenă și să vă vadă și de asemenea să vă aducă bucuria pentru cântec. Și pentru că suntem în cuvânt și în toate floare de latinitate, o să mergem pe acest traseu frumos, care astăzi este dictat de cântecul folcloric, dar și de acele dansuri care ne provoacă de fiecare dată și ne aduc aminte că suntem un tot întreg. Și am să rog foarte mult ca să prezinți oaspeții noștri dragi. Neapărat, cântece și dansuri care ne reprezintă ne vor aduce în continuare ansamblul folcloric Ținutul Zimbrului, care vin din Târgu Neamț. Conducător artistic este Ionela Loredana Brănișteanu. Aplauze, vă rog. Uite așa, și vă rugăm să răsune muzica pentru prima suită de dansuri.
Am de la tine bătrân și nepoți, de-de-de-de-de-da. Vezi o mână de trimori, de-de-de-de-da. Am de la cum se joacă în vânători, de-de-de-de-da. Ciopotite și bătute, de-de-de-de-ram. Am de la învârtite, de-de-de-de-da. De-de-de-de-da munte, de-de-de-de-da. De-de-de-de culme la șepate, de-de-de-de-ram. Am de la până-n vale, peste sate, de-de-de-de-da. Îi frunză via de tribujor și un cățel de lipeșor, ca la noi la vânători, mă. Marea noșii când răsune, de-de-de-de-ram. Am de la gospodarii să adune, de-de-de-de-da. Din sărbători, de-de-de-de-ram. Cam de la șun la pălării cu flori, de-de-de-de-ram. De la nepțășori în coași, de-de-de-de-ram. Cam de la sufișoari, iar mazaști, de-de-de-de-ram. Până pe oza la bani, de-de-de-de-ram. Cam de la tăcomul părechioare, de-de-de-de-de-ram. Păi, haideți, gospoda, și voi! Și nu ștefană, de-de-de-de-ram. Și la muncă și la joc, de-de-de-ram. Am de la ochii și lini, eu foc, de-de-de-de-ram. Satul meu frumos și mare, de-de-de-ram. Am de la asti când cu lăutare, de-de-de-de-ram. Că aici m-am născut, de-de-de-de-ram. Am de la și cu tine am crescut, de-de-de-de-ram. Păi, hai nemțe, nu vă uitați! Și-o trăiesc, măi, din noroc, din sănătate.
ani și de cât i-am eu partid. Doamne, simte-ți mulțumesc pentru viața și-o trăiesc, măi. Mai bun din viață și cu dragoste-mi trăim, măi.
neamț. Haidați, scutați, oamenii buni, haidați să o jucați. Că-i hor cum alta noi, pe un doi ca ta. Și să joacă din străbuni, ia ca uite așa. Stângo, uno, dreapta, doi, așa-i numarați. Și-mi vă dată ca înainte să nu vă încurcați. Stângo, uno, dreapta, doi, așa-i numarați. Și-mi vă dată ca înainte să nu vă încurcați. Hai, hai, din mâini, veti, flăcăi. Ei, ca în Moldova, pi la noi, hop și iar hop. Vezi, Vasile, cum te ții, măi, Vasile, măi. Că nu mai suntem copii, măi, bădiță, măi. Nu vezi că mustața-ți crește și tot te înalți. Ești și joacă bărbătești, așa ca și l-alți. Nu vezi că mustața-ți crește și tot te înalți. Ești și joacă bărbătești, așa ca și l-alți. Hai, uitat al paso. Și cu baba și-și fac de cap. Și tătuca cu tăt neamul de-abia-n hor în cap. Că-ți veniți din Humulești, nepoți și nepoati. Din Boiștea și Târpești, neamurile tăti. Că-ți veniți din Humulești, nepoți și nepoati. Din Boiștea și Târpești, neamurile tăti. Hai, și voia bună mi priești. Și-n Boirești, ca prin partea neamțului. Pistruna-s tipcarul lui, ia ca așa, 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 măi.
Mihaela, cu mare drag aici pentru publicul de la Chișinău. Ansamblul folcloric din Ținutul Zimbrului, Târgu Neamț, cu mare drag pentru dumneavoastră, astăzi în cadrul acestui spectacol folcloric extraordinar. În aplauzile dumneavoastră! Ansamblul folcloric Ținutul Zimbrului, conducător artistic Ionela Loredana Brănișteanu. Mulțumim mult! Următoarele două melodii vor fi un semn de prietenie pentru colectivele care au mai fost invitate aici, în scena Filarmonicii Naționale, la concertul ansamblului folcloric al Liceului Teoretic Spiru Haret și invităm elevii liceului. Să înțeleg că ele au răsunat și în edițiile precedente. Da. Deci e o continuitate frumoasă în spiritul cântecului folcloric.
Mulțumim foarte mult! Trăiască cânticul folcloric și cei care astăzi l-au adus pe această scenă. Vă rog să nu plecați, dragii noștri, stimați oaspeți, dragi invitați, vă rog să rămâneți alături de noi. Vreau ca să formați un semicerc de aici, pe această avanscenă. Mulțumim foarte mult! Suntem, practic, la finalul acestui spectacol folcloric, dar continuitatea va fi asigurată, pentru că, datorită celor care astăzi sunt prezenți aici, în sală, pe scenă, acest simbol frumos al Liceului Teoretic Spiru Haret, acest spectacol intitulat Așa cântă neamul meu, sperăm că va dăinui mulți ani înainte. Ei, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, eu zic că ar fi bine să-l invităm în aplauzile dumneavoastră pe cel care stă în fruntea acestui colectiv extraordinar de la Liceul Spiru Haret. Domnul director Victor Ambroci, domnule director, vă rugăm să veniți alături de noi pentru a completa această imagine frumoasă de sărbătoare. Vă rugăm foarte mult! Îl așteptăm pe domnul director Victor Ambroci cu un mesaj pentru a-i felicita pe cei care au fost aici în scenă, dar și pe dumneavoastră care vă aflați în sală, și îi oferim cu drag microfonul. Mi-ați răvășit sufletul în această seară, ca de obicei, de fiecare dată, la 2 ani, atunci când ne întâlnim. Aseară, stând în așteptarea colectivului de la Blaj, Valentina a zis că gata, nu mai facem spectacole, am obosit, nu mai putem. Unde ești, Valentina? Doamna Valentina Osoianu. Vino, te rog, mai aproape. Veniți alături de noi. Și hai să încercăm să zicem dacă mai facem sau nu mai facem, dacă mai organizăm sau nu. Să știți că ea este, de fapt, sufletul acestor spectacole folclorice. Eu o prețuiesc foarte mult și îi mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor pentru că ați fost prezenți astăzi în seară. Mulțumesc foarte mult Asociației Obștește a Părinților Noștri, părinților, pentru contribuția substanțială pe care o aduce. Fără ei n-ar fi posibilă organizarea unor asemenea spectacole. Dar să știți că este o investiție înainte, o investiție de viitor. Chiar dacă unii sceptici mai spun că folclorul, cânticul folcloric nu mai are priză la public, astăzi am simțit încă o dată că nu este așa, nu este adevărat. Folclorul va dăinui așa cum a dăinuit până astăzi. Eu îi mulțumesc foarte mult, Valentinie, pentru tot sufletul pe care îl pune. Da. Vă mulțumesc dumneavoastră acestor copii frumoși din care ați venit. Să știți că ieri au mers toată ziua pe drum. Și aseară când ne-am văzut fericiți că au ajuns cu bine, am fost fericit și eu împreună cu voi. Vă mulțumesc și vouă pentru faptul că ați acceptat să veniți. Să vii dimineața și să pleci seara, să faci un efort atât de mare pentru a participa aici, dar să știți că se merită. Noi nu o să uităm niciodată gestul dumneavoastră. Și acum vreau să-i dăruiesc aceste flori Valentinei, pe care o iubesc foarte mult, la care țin foarte mult și datorită căruia aseriu aceste spectacole au loc de fiecare dată. Mulțumesc mult! Aplauzele sunt pentru dumneavoastră, pentru aceste momente irepetabile la cea de-a 12-a ediție a spectacolului folcloric Așa cântă neamul meu. Și vreau să vă zic că spectacolul acesta n-ar fi avut loc dacă n-am avea susținerea Filarmonicii Naționale Serghei Lukcevici, dacă n-am avea susținerea orchestrei folclor și, desigur, ai inimii acestei orchestre, artistul poporului, maestru Petre Neamțu. Mulțumim foarte mult! Pentru faptul că acceptă să evolueze lângă niște copii, de fapt. Mulțumim doamnei Svetlana Bibel, directorul Filarmonicii, pentru sprijinul acordat iarăși de fiecare dată. Mulțumim mult!
Domnule director, vă rog să rămâneți alături de noi, nu plecați. Pentru că dumneavoastră sunteți acei oameni care știu să ne scoată din grijile și rutina zilelor, pentru că realitatea ne dictează una, iar dumneavoastră reveniți la esența noastră, cea de oameni frumoși și sufletiști, pentru că dumneavoastră știți să aveți grijă de generațiile care trec prin instituția dumneavoastră și lucrul ăsta este foarte complicat, pentru că necesită foarte mult timp, foarte multă energie și dedicație. Și nu fiecare poate face acest lucru. Pentru că dumneavoastră știți să adunați în jurul dumneavoastră o echipă atât de frumoasă, pentru că cea care a inițiat acest festival este foarte pragmatică atunci când e după culise, dar foarte sufletistă când este în scenă, Valentina Osoianu. Și pentru că artiștii de aici, de Republica Moldova, dar și cei de peste Prut, vă susțin, nouă nu ne rămâne decât să vă promitem că cea de-a 13-a ediție va fi una și mai frumoasă, cu și mai multă lume și respectiv ne vom întâlni tot aici, în capitală, la Chișinău. Cu siguranță va fi o ediție mai norocoasă, pentru că se va întâmpla al 7-lea concert, dar deja în al 14-lea an, fiindcă este un festival bienal, iar acești copii vor crește din ce în ce mai frumoși, generația viitoare va fi una din ce în ce mai dornică de muzică folclorică și din ce în ce mai frumoasă alături de acești oameni minunați de la care învață zi de zi să crească oameni și să fie valoroși și să facă întotdeauna cu mare drag orice ar face. Trăiască cântecul folcloric! Mulțumim foarte mult!